Ajunge Mari este un program educațional pentru copii și tineri instituționalizați, care creează în jurul acestor copii rețele de echipe, de voluntari și specialiști, care să pună accent pe conexiunea emoțională de care acești copii au nevoie pentru a se dezvolta cât mai armonios. Toți copiii instituționalizați au un istoric de traumă, au trecut prin experiențe grele, dure, triste, prin abuzuri, prin abandon, prin separare de familie, prin mutări dintr-un centru într-altul. Au fost mulți oameni în viețile lor care au venit și au plecat și de aceea nevoia lor de a fi acceptați și de a fi susținuți și de a se conecta emoțional cu oameni pe care îi plac și în care au încredere este uriaș. Pe Ruxandra am întâlnit-o când a venit la noi la apartament. Este wow, este foarte plăcut. Mi-amintesc de diminețile în care îl sunam pe Marius la ora 6:30 să meargă la școală și nu voia să se trezească și îl sunam și insistam, du-te la școală, du-te la școală, nu că plouă afară. Da, mă suna de fiecare dată și îmi dădea câte 40 de apeluri și nu știu, se întâmpla al 41-lea să răspund, să zic gata, mă îmbrac. Chiar dacă întârziam la școală, dar tot ajungeam. Eu cu Marius vorbim chiar și acum aproape zilnic. La momentul la care încă era la școală, vorbeam de mai multe ori pe zi. Pur și simplu este ca și cum îți aloci o bucățică din tine în acest program. Mi se pare că a făcut pentru mine într-un an ce n-au făcut alții în 18 ani. Voluntarii sunt cei care cred în ei atunci când nu cred nici ei și nu crede nimeni altcineva și sunt motorul care îi motivează să meargă mai departe. Că atunci când m-am apucat de voluntariat, nu prea știam ce voiam să fac după liceu. Voluntariatul acesta m-a ajutat cât de cât să îmi descoper aptitudinile pe care le am în afara școlii. Sunt 2500 de copii cu care lucrăm constant în București și în 25 de județe. Pentru a se dezvolta, copiii instituționalizați au nevoie de relații sănătoase cu adulți de încredere, care să le ofere un model, să le arate că promisiunile pot fi respectate, să le dea speranță că lumea poate să fie un pic diferită, că oamenii sunt buni, că oamenii se ajută, oamenii se respectă, oamenii se ascultă. Sunt Iarina Taban de la Ajungem Mari. Alături de colegii voluntari și cu cei din sistemul de protecție a copilului, reușim să creăm relații sănătoase bazate pe încredere și empatie cu acești copii și tineri instituționalizați. Împreună creăm un mediu în care ei să se poată dezvolta în așa fel încât să-și atingă potențialul.